culmea cinismului, să reduci valoarea sprijinului financiar pentru înmormântare. S-a întâmplat ca premieră negativă urmarea deciziei de la nivel central. Reducerea sumei acordate pentru familiile îndoliate s-a produs din data de 12 martie, ca urmare a scăderii valorii câștigului salarial mediu brut, reper aflat la baza calculului pentru ajutorul de deces. Din punctul de vedere al noutăților aferente anului 2021, putem menționa ca o noutate, ca o premieră a ultimilor ani, scăderea valorii ajutorului de deces. Trebuie să precizăm că valoarea ajutorului de deces este strict legată de valoarea câștigului salarial mediu brut prin lege, astfel încât odată cu scăderea acestei valori de la 5.429 cât a fost în anul 2020 la cea de 5.380 aferent anul 2021, valoarea acestui ajutor de deces a fost micșorată cu 49 de lei. De asemenea, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, sprijinul este de 2690 de lei. De la începutul anului, Casa de Pensii, simplu intermediar în acordarea acestui sprijin, a onorat peste 1400 de cereri pentru ajutorul de deces.